Un alt focar a fost depistat și la școala de poliție din Câmpina. 3 profesori și 10 elevi s-au infectat cu COVID-19 și au fost trimiși acasă. Niciuna dintre cele 13 persoane testate pozitiv nu suferă însă de o formă gravă și nu a ajuns la spital. În perioada 14 septembrie, 21 septembrie au fost înregistrate 13 cazuri, 10 în rândul elevilor școlii și 3 în rândul personalului. În urma testelor pozitive, elevii școlii de agenți de poliție Vasile Lascăr din Câmpina au fost trimiși acasă, iar sălile de curs au fost dezinfectate. Această decizie nu afectează însă cursurile, deoarece tinerii urmau să intre în vacanță. Multe dintre persoanele infectate nu erau vaccinate, spun reprezentanții instituției. O singură persoană cunoaștem cu exactitate, un personal al școlii, cadru didactic. Elevii și ceilalți membrii ai școlii nu erau vaccinați. Din fericire, niciuna dintre cele 13 persoane nu a dezvoltat o formă gravă a bolii și nu a avut nevoie de internare în spital.